sincer, cred că e țara în care autostopul funcționează cel mai bine, cel puțin pentru mine, incredibil. Nu aveți idee ce e în cortul meu plin de țânțari, Doamne! Vă omor, bă! 1000! Cred că am omorât. Ce noapte! Wow! L-am văzut pe Buddha. Ce scriere! Dimineața, soare! Unde ești? Unde ești? Am un vizitator! Bună dimineața! Bună dimineața! Unde nu știu? Unde duci tu? Serioga, m-a dus câțiva kilometri și uitați ce mașină, ce minunăție. Ești? Doar ți-ai împitnat. Așa ca o. Vrei să cursă direct, gata. Mergem la capitală, mergem la Astana. Super! Merge cu camazul până în centru. Am intrat deja în Astana. Momentul faimos din Astana. Localnicii spun ciupa-ciups. Uite-l! Astana, care în kazahă înseamnă capitală. Au fost foarte inspirați. Ce nume să-i punem capitalei? Capitală! Dar de curând, din martie, au schimbat numele capitalei. În primul rând au schimbat capitala. Prin 90, înainte era Almaty, Almaty. Și e cel mai mare oraș. Și acum au schimbat-o cu Astana, dar din martie poartă numele de Nur Sultan. Nur Sultan e prenumele fostului președinte. Președinte, dictator, spuneți-i cum vreți. După independență, fost vreo 20 ceva de ani președinte, până fac câteva luni. Am ajuns în capitală, în Astana, și am și fost invitat la masă, la un ceai, la niște paste, cu fetele frumoase din Kazahstan. Noile delegați de Astana, de fapt, în Nur Sultan. Astana. 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 Noroc. 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 Te cunosc pe nenea președintele. Președintele de care vă spuneam, pe care s-a dat și numele capitalei, are și un muzeu. Și încă e în viață. Să vizităm. Da, monument. Poate că l-are pe Titoi Bizon sau ce-o fi. Și pe domniță parcă o cheamă Ana. Avem și piramide, piramide. Amintește că președintele Nazarbayev a renunțat la testele nucleare. Ce pot să afirm e că orașele în Kazahstan nu spun absolut nimic, cel puțin până acum. Nu știu cum o fi Almaty, Almaty, dar ce e minunat în țara asta, oameni. O scurtă ocazie, un autostop, dar n-am mers mai departe, că ne-am oprit la un mic popas sau un ceai. Zima e? Gheidar. Gheidar. Și așteptăm și ceva bun de popat, un șașlic. Salam aleikum. Salam aleikum. Ia uitați, ia uitați ce aici. Uitați șașlicul. Frigăruiu. Arăi șașlic. Iam, iam, iam. De miel. O mai mâncat și pe la noi, dar de miel e o bunătate. Mai bună. Ha, 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 ha,
oamenii ăștia exact vorba aia, dau și cămașa de pe tine. Dar așa sunt de ospitalieri și prietenoși. Dacă am prins o ocazie, așa câțiva kilometri, și mi s-a spus că seamăn cu Kipchaki. Băi, Kipchaki. Este că Edel, băi, este vine Kipchaki. Aha, Kipchaki. Sunt un popor cumva înrudit de mult cu cu kazahii și ci că seamăn cu ei, așa cu ciocolețul. Nici 5 minute n-am așteptat. Cursa directă către Karagandă cu Vazabun, Nurlan. Cu Nurlan și cu familia lui merge mai departe. De mai ieri, o nebunie, autostop cu Kazahstan, depășește toate țările. Am ajuns în Karagandă și ea este gazda mea, Masha, Maria. Ne vom întâlni cât de curând și cu soțul ei. Și suntem în Parcul Central. E sâmbătă, lume multă, copii. Pe cine avem noi la masă? Pisoiul care mănâncă ceapă verde. Avem niște borș, tot un borș verde. Și de când am mai mâncat eu niște șurculiță. Ha-ha. Mi s-a alăturat și Stas și rocul de mâșa. Păpăm astăzi, Vareniki. Vareniki. Ultima oară a fost în Baku. Acum încercăm din nou. Sincer, cred că e țara care autostopul funcționează cel mai bine, cel puțin pentru mine, incredibil. Am prins ocazie până spre lac cu Jean Dos. Numele lui în kazahă înseamnă cel mai bun prieten. Dos înseamnă prieten în kazahă. Și am aflat un lucru foarte interesant. Lacul ăsta e un lac foarte mare, lacul Balhaș. Jumătate sărat, jumătate dulce. Un fenomen incredibil. Și de asemenea, și peștii sunt într-o parte un fel de pește într-un cealaltă parte, și da, pești de apă dulce, pești de apă răsărată. Ajuns, ăsta e lacul, e plin de lume. Chiar că e duminică seara, dar încă e lume. N-am apucat să găsesc un loc de cort, că lumea m-a abordat. Hai la o fotculiță mică. Ce păhăruț drăguț cu Kazahstan. Da, zdarave. Spasibo, mașe. Zdarave. Știi, mă, puci tibie. Молодец, Рахме. Классно. Да, Рахме. Рыба. Doamne, în viața mea n-am fost omorât, n-am fost ucis, n-am fost gata de țânțari ca acum, nici în delta, fratele meu. Mamă, mi-a pus geaca pe mine, mi-am pus pantaloni lungi. Trebuie să pun imediat cortul, că-n ghijale. Hai de cap, nu mi-ți de ce în cortul meu plin de țânțari, Doamne, n-am avut în viața mea parte de atâția țânțari. Măcel o să fie. Bă, vă omor, bă! Dacă nu mă omorâți voi pe mine. Știți povestea cu croitrașul cel viteaz? Ce 7 dintr-o lovitură, 10 dintr-o lovitură? 1000, cred că am omorât. Au, fac cădă musculară! Dimineața Balhaș! Am scăpat de țânțari! Ce noapte! Ciorbă de pește! Samovarul e gata! Bem și ceiuț! Și un pepene așa de dimineață! Am întâlnit o familie din Rusia și m-au invitat la niște prânzică cu pepene! Pasiva! Ne ascundem de ploaie aici în mașină, la un păhărel de coniac cu Serioja. Spasiba, budem zdarove. Budem zdarove. La zdarove. Parumânski, noroc. Noroc. Noroc.
Da, mă. Tu găsi mai de pe cau șefii. Este gumă. Rockstar first, yeah! Azi e ziua în care descoperim Alma Ata sau Alma Ati, orașul merelor. Alma înseamnă măr, să zic asta. Asta e reședința din Alma Ata, președintelui. Bisericile ruse sunt fascinante. Parcă din turta dulce. Aici am tot stop adevărat. Camion rusesc. Camion fie. Aruce mașina. Face caroșe. Frumusețe de camion. Am avut bani. Uite, spune ce mașinuță. L-am urcat imediat într-un camion. Acum am oprit. Și mergem mai departe. Niște fotculiță. Că las că văd că e... Da, e rozul. Da-ți dar rog. Păi să iau. Deci din Kazakhstan, un fel de lapte, un fel de ayran, cu niște lucruri, al naibii de bun. Se mănâncă cu bogoși. Da, pe drumurile astea se tot face autostop. Ia uite, ce frumos! Drumurile astea nici nu există pe hartă. Am ajuns la cariera de piatră. Am ajuns în mijlocul pustiului. Cu camionul în tamli tas, înseamnă în kazahă desene pe piatră. Și asta o să văd. Haide să descoperim Tamgalitas. Nimeni, nu-i nimeni. Wow! Animale și creaturi mitice. Wow, vedeți? Secolele 13-14 înainte de Hristos, în epoca bronzului. Wow, câte sunt! Wow! Un fel de cartierul artiștilor, sunt sute, un elicopter, wow, sunt bicicleta. Zii, tatea supremă, soarele. Scena de vânătoare, cu arcul. Ora Unirii, iurtă tradițională. Ce minunăție, plov se numește, pilaf de prin zona asta. Poftă mare! Autostopul e destul de ușor pe aici, mergem mai departe! Pasiva! 11 km pe un drum ca ăsta,
am lăsat în urmă drumul principal. Bine că am ceva apă, mai am niște castraveți. Două ore să ajung. Walk like an Egyptian. Înainte cu tupeu. Peace and love. Subscribe. Am mai dat o mică fermă cu oițe, cu văcuțe, cai. Hai, poate mai luăm niște apă. Am ajuns aici. Cam v-ați avut? Aleg. Ioha. Uite aici o fermă cu căluții, cu carov, rabași, caloșe, guși. Barani toți? Și zdeți vă jivete tot căletăm? Ili... Iet, asta e. Da? Oi, tot muntele ăsta. Trebuie să-l urc. Nu era priveliște aia. Munțișori, munți, dealuri și pustiu. Pare un caravan serai acolo. În curând o să ajung la o bază militară, o zonă militară. Sper să fie ok să mă las să trec. Să-mi dea niște apă. Toată zona asta e militară. Jucării, elicoptere, autobuze, avioane, trenuri, rocoane. Am avut baftă aici cu băieții, mi-au dat niște apă. Baga! Ce cald e! Mai am pic. Asta-i cu mine apă, într-un cu sandale. Ce bine! Am găsit aici un adăpost. Construiesc un staul de vaci și am cerut niște apă, m-au dăpostit așa pentru câteva minute. Ce cald tare! Wow! Hai că am văzut! L-am văzut pe Buddha! Și scriere! Nu știu cât de autentic o fi. Yes! Acum mult timp lumea era budistă prin locurile astea. Papa Buddha și acum înapoi.